RR Ecologic Service Buzău îi va taxa în plus pe buzoieni pentru ridicarea gunoiului menajer. De la 1 aprilie ei vor plăti cu 50 de bani de persoană mai mult pentru ridicarea gunoiului. Decizia a fost luată în ultima ședință a Consiliului Local Buzău și a stârnit reacții vehemente din partea unor consilieri ai opoziției. Aceștia găsesc total nejustificată majorarea în condițiile în care și așa la Buzău tariful de ridicare a gunoiului menajer este printre cele mai mari din țară. Orașe mari, precum Sibiul, Brașovul, se bat acolo de reducerea prețului la serviciu și nu numai aceste orașe și alte orașe. Sibiul, spre exemplu, are 7 lei și 89 de bani, serviciu de lei pe lună pentru persoanele fizice și 262 de lei pe tonă pentru persoanele juridice. Brașov, 9 lei și 6 bani cu TVA la persoanele fizice și 67 de lei, 36 lei pe tonă cu TVA la persoanele juridice. Conducerea RR Ecologic Buzău susține că prin tariful practicat la Buzău se amortizează investițiile mari făcute în ultimii ani în municipiu. Creșterea progresului de la populație este de 4,5%, adică de 50 de bani cu TVA inclusiv. Nu cred că eu chiar tot programul pentru că este justificată doar de salariul minim intervenit de la 1 ianuarie și de creșterea prețului de amortizare care a fost mai mare de 15% de septembrie și până acum, până în ianuarie, să zicem, dar din reașezarea cheltuielilor și actualizarea lor, pentru că iarăși noi de fiecare dată când propunem actualizare de tarif, actualizăm toate lucrurile de calcul. Unde sunt cu minus, unde sunt cu plus, depinde de situație. Mai mult, conducerea operatorului de salubrizare anunță că până la sfârșitul anului sunt programate alte majorări ale tarifelor de salubrizare în funcție de creșterea ratei de inflație. Deși cere insistent ieftinirea prețului apei potabile, edilul Constantin Toma nu se arată la fel de deranjat că la Buzău tarifele pentru ridicarea gunoiului sunt printre cele mai mari din țară. Consilierii au votat, vă dați seama, eu sunt o interfață ca primar între consilierii locali și restul problemelor care sunt, a promovat pe ordinea de zi, s-a justificat, s-a aprobat, mergem înainte. Buzău, din punctul de vedere al gestiunii deșeurilor, stăm bine la nivel național. După părerea mea, o măsură care chiar va afecta foarte mult bugetele familiilor buzoienilor. Nu am văzut niciodată un proiect care să vină cu reducerea unor cheltuieli în acest oraș și mai degrabă creșterea impozitelor, creșterea sumelor care trebuie adunate de la populație, de agenții economici. RR Ecologic Buzău va modifica de la 1 aprilie și tariful pentru ridicarea gunoiului menajer în cazul persoanelor juridice. Astfel, de la 1 aprilie, tariful se va majora de la 237,61 de lei pe tonă la 291,9 lei pe tonă.